trolling, deoarece am văzut că a fost un pagin de vreo de 5 de 3 stele, mai spun, care sunt dat 3 tokenuri. Și este că acum am văzut că nu mai sunt tot atât de mulți boși de bătut, ci acum sunt doar 15 de bătut. La început erau 30, adică dublu față de cum e acum. Ia să vă lupt eu pe toți. Ideea este că nu-i panic dacă am armură mai bună, deoarece este invasion normal. Până la urmă, Odiseu e următoarea. Ca întotdeauna așteptăm să se încarce. Bun. Suntem înapoi pe Odiseu. În 54 de minute, frate. Niciun test de rezolvat. Așa cap și eu de niște testuri diferite. Am o grămadă de piatră și de lemn. Piatră e foarte esențială pentru că mai aveam câteva locuri acolo care sunt foarte multă piatră. Și da, ce pot să spun este că am nevoie de foarte multe resurse, Astfel încât să pot să fac mai multe hexagoane cu piatră și foarte mulți copaci, adică lemn, e bine, că ce altceva pot să iei de la copaci, lemn, frunze poate. N-ai cum să... De fapt ai cum, că era să zic că n-ai cum să iei frunzele dintr-un copac, dar de fapt poți. Că nu sunt acolo puse.
nu sunt puse acolo singure și sunt agățate tot timpul. Ceva de genul. Adică nu pot să le iei și sunt agățate de crengi. Mă înțelegeți? Bun. Acum e momentul să mi apare și aici. Îl distrug și pe ăsta. Gata! A fost cele mai simplu lucru. Mai sparg aici. Deschide aplicația mobilă din telefon. Sparg și aici. Fără card, chiar și fără telefon. Da, dar poate ai două. Telefon. Te vezi la soartă. Da. Și au foarte multă piatră. Am nevoie de foarte mult stău. Pentru a continua cu harta. E bine. Lemnul nu-i nevoie atât de mult, doar în partea respectivă, că e doar un singur loc unde îmi trebuie lemnul. Telefonul, că sunt la bancomat aici, da? Că eu mi l-am uitat acasă. Pare grațios. Vreau să scot niște bani, dar dă-mi mie telefonul tău. Eu trebuie așa și vreau să uită un pic la tine lungă. Stai că eu trebuie să dau telefonul acasă, îmi vine un cod pe telefonul tău, probabil. Pa lui, vorba. Pa așa și eu scot bani. Cu codul care scrie matare pe telefon, eu bag acolo și scot bani. Cred că îmi trebuia level 33 pe care l-am într-o dat când am fost acolo. O să reușesc să fac și în cealaltă piatră cu câtă, adică în cealaltă piatră, vreau să spun în cealaltă parte cu câtă piatră am și a ieșit, că o să reușesc să fac și în cealaltă piatră cu cât de părți am sau ceva de genul. N-am. Ia! Deja devine interesant. Interesantă aici un joc. Chiar interesant. Vreau să facă aici. Și le fac rost de piatră. Să vedem, să vedem de la 7. Sunteți supărați, băi, vă întreb așa, pe amândoi, și pe tine în telefon și pe tine, colegul. Iau e supărat de mare, ca să știu. Mă plan câteva secunde. Zis ceva random. Total la întâmplare. Efectiv, fără niciun sens. Dacă tot piatra e cea mai bună sursă, cea mai bună resursă din tot jocul. Ei bine. Gata. Deci fac. Gata. A, deja nu mai trebuie decât cu piatra. Gata. Am luat oferta cu 15.000 de lemne ca să pot să fac în cealaltă parte. Și bine, acum îmi trebuie numai piatră. Că vedeți, acolo scrie 6.000 de pietre. De data asta știu că nu trebuie să mai fac de lemn, deși am grămadă. Dar piatră nu cred că am atât de mult ca și lemnul. Lemnul e cu grămada, dacă stau să mă gândesc. Ia, să mă duc și aici. Să iau. Mamă. Yeah.
cultivat, trebuie foarte multă piatră, deoarece ne permitem, inclusiv că avem nevoie foarte mult, chiar mult. Cuperele, ca să nu iau prea mult, că deja am 49 de coinuri și n-am făcut nimic cu ele. Mă mor. Peste tot. Șase virgulă cinci. Cam văzut și așa. Uitați. Ei bine, nu exagerez. Chiar nu exagerez deloc. Mă duc o dată și iau piatra asta. Întoarcem imediat. Bun, ne-am întors. Luând piatra, e bine. Deci mă duc aici, luând piatra, e bine. Și da, pare că e foarte multă piatră, da. O, prima dată, da. Oricum, cam atât a fost videoclipul.